Luciana Seminciu, cu care am și vorbit ieri. Bună seara, Mihai, sau Mișu, așa cum îți spun apropiații. Și bună seara, Luciana. Bună seara. Mișu, ai tot repetat, cel puțin asta ne-a spus Oana, că tot ceea ce i-ai făcut, violențele, agresivitatea, tot ceea ce se întâmpla în casa voastră, era din cauza că ea te-a făcut de râs. Înțeleg că nici acum nu vrei să-ți arăți fața din același motiv. Prin ce anume, de-a lungul relației tale cu Oana, consider că ea te-a făcut de râs în fața lumii? Că până la urmă e mama copiilor tăi. Da, eu am încercat să fie totul bine. Eu și părinții mei, dar dacă ea nu vrea, nu... Și... Mi-ați povestit bocanii de acuz, că ea sunt în cămăruța aia. Aia sunt făcute de mine, nu de ea. Că ea nici nu era acasă, era plecată la Suceava. E adevărat? Oamenii, este adevărat. Acolo în mi-a cumpărat bunicul copiilor, mi-a cumpărat de toate și le-am făcut zarzavat. Da, dar bunicul este... copiilor înseamnă tatălui. Da. Că socrii tăi. Da, dar mi-a cumpărat de toate și eu singur. Acolo e zarzavat, nu este zacos. Că da, chiar și așa, te-o fi înșelat, nu te-o fi înșelat, o fi copilul tău, nu o fi. Tu ai pus foc acestei case? Tu ai văzut cum arată, Mișu, casa în care copiii tăi ar trebui să se întoarcă și să doarmă și să învețe? Da, am văzut. Dacă eu puneam foc la casă, îmi puneam foc mie, că eu i-am tras curentul, eu i-am mobilat casa, i-am dat cuvar, i-am cumpărat vopsele, întrebați-o. Aragaz, butelii, tot eu i-am cumpărat. Par sau s-au cumpărat din alocația copiilor? Te rog frumos să nu mai minți și să spui ceea ce ai dispus. Ai mințit de la început că ai venit la 8 și 6 minute acasă. Și la 7 fără 7 minute l-ai sunat pe cumătru să-ți dea bani de taxiu, când aveai bani să plătești taxiul. Da, mă, că eram un Botoșan, în oraș eram. Da, Mișu, eu am înțeles că n-ar fi acest bărbat de la Suceava, cu care ea, uite, e însărcinat acum pentru a cincea oară, n-ar fi singurul bărbat cu care te-ar fi înșelat, că de asta te-ai purtat-o cum te-ai purtat, așa justifici. Ce fel de relație sau ce fel de soție a fost Oana toți anii ăștia? Sau de când am început a greși, trebuia să mă las în pace. Să completez aici? Da, mai puțin. Da, vă ascult. Și nu te-am lăsat, mai ființă, în pace. Păi ea zice că tu ai venit. Ea a fost într-un an de zile pe rând, doamna Lelcu, doamna Login și doamna Luca. A plecat în oraș să vândă mături, a plecat cu banii de pe mături la ultimul iubit Luca. Mie mi-a adus poliția copiii la ușă. Cum se justifică ea? A fost numai cu un bărbat, numai frate, cu Alin? Frate, tu i-o dus la ușă, nu eu. Este oana adevărat sau nu? Facebook este adevărat, doamna? Dar nu i-am dus. Absolut. Eu. Frate, tu i-o dus la ușa ta. Facebook. Nu poliția. Asta e puțin, e adevărat că tu lăsai copiii și plecai la amanți? Frate, s-o nu poliția mi-a adus, fată. Poliția mi-a adus, nu frate mi-a adus. Nu, și el s-o dus și ți-o dus. Amândoi, împreună cu poliția s-o dus ți-o. Da, e un amănunt ăsta. Unde erați dumneavoastră? Dumneavoastră unde erați? Asta? Nu eram, dar recunosc, am plecat atunci. Dar câți iubiți ați avut? Dar de când eu am început să greșesc așa, de ce nu m-am lăsat în pace? Câți iubiți ați avut în decursul căsniciei cu domnul Mihai? Dar tu ce ai căutat, fată? Că el spune că el niciodată nu te-a adus. Patru iubiți. Dar ție ți-a fost greu, ce ai căutat tu pe 31 august să vii aici? Stați un pic, în timpul căsniciei cu domnul Mihai ați avut patru iubiți? Patru de pe Facebook. Dar când am avut eu aia patru iubiți, el o băga prima dată cererii. Da, dar de unde știți atât de sigur atunci că micuții pe care îi aveți sunt siguri ai domnului Mihai? Păi dacă are îndoieli, când am fost întrebată la proces, eu știu foarte sigur. Și el a spus, o recunoscut de față cu lumea din sat, era pentru că ăsta și-o calculat, că tu în perioada aceea nu ai fost plecat nicăieri. Eu nu sunt de acord să vă bată și nu sunt de acord dacă dânsul a dat foc la casă cu ceea ce s-a întâmplat. Dar pe de altă parte și noastră sunteți cam prin băreață. Eu asta mi-o recunosc și mi-o asum, și eu nu am venit aici să-mi discut. Dar nu-i de ajuns să vă asumați, trebuie nu să schimbați ceva. Nu am venit aici să-mi discut ei mie, viața cum? Mea personală. E acum 2 ani de zile, eu când am început dar să calc când strâng, spuneți că sunteți pe drumul cu copilul, vorbiți despre viața noastră cu copiii, despre viața noastră personală, sau despre dumneavoastră? Auziți, eu cred că sunteți tare în gură, dar aveți puterea și capacitatea și să ascultați. Sau trebuie să vă spunem numai ce vă convine. Cine era? Divină. Oana, trebuia să aduc televiziunea în momentul în care ai venit și ai luat alocația copiilor și te-ai dus înapoi la Alin, la Suceava și nu te-a interesat că eu n-am cu ce tulbura o zeamă la copii.
Da, e adevărat. Ai venit să iei alocația copilor bani de țigări și ți-am sistat alocația. Oana, ai la protecția copilului, da? Nu mai puțin. Oana, e adevărat că ți-ar fi plătit soțul tău, Mișu, face copii, școala de șoferi și tu te-ai culcat cu instructorul? Astea sunt niște prostii și niște aberații din scoasă din partea lor. Că eu dacă am început să fac o școală de șoferi sau dacă mă împins să fac toate, că nu am vrut să o fac eu. El m-a împins să o fac. Și niște cursuri de barman ospătar, după aia o ieșit de acolo, că am avut treabă cu cutare, cu cutare, cu cutare, din cauza geloziei. Dar tu zici așa. Când dumneavoastră nu aveți nicio treabă. Dar până de la așteptai la liceu electrocontact cu copilul, cu căruțul, cum era? Nu știu, care-i aici ideea? Era vorba că tu ai spus. Tu, vezi cât se vede aura. Al doilea divorț acum când ai început că tu s-o trimis el bani de divorț și te duci și ai băgat tu divorț, dar tu nu știi ce el ce-a făcut cu mine în casă.